Am 30 de ani în câmpul muncii, la Cosmești. Am muncit o muncă foarte grea la fabrica de cheretea. Vă dați seama că nu e o muncă ușoară, e foarte grea. Am muncit, vai de steaua mea, și aveam și 4 copii. Îi lăsam în casă închiși, mă duceam la muncă să muncesc, că n-aveam cu ce trăi. Era salarul atunci 400 de mii. 400 de mii. De lei. 400 de lei. Așa se lua înainte. Ca după aia s-a mărit 800, 3. De cum am ajuns la etatea de 60, am ieșit cu cea la 4 copii și cu vechimea care o aveam, am ieșit la pensii. Și am 6 milioane și ceva, 6 milioane 500 pensii. De aici mă întrețin eu, sunt bolnavă, tratament am în fiecare lună care trebuie să-l cumpăr, ca să mai fac și eu un control la un spital, nu mi-ajunge banii, nu mi-ajunge, că mai am și nepoți care trebuie să le mai dau și lor, am 2 nepoți care are liceul terminat, am un băiat care a muncit, a făcut facultate, a făcut liceu, a mai făcut încă o școală de subofițier și am alergat tot timpul ca să-mi întrețin copiii, să-mi pun la punct. Dori și eu ceva de să ajungă și ei, ca și românii, să nu se facă diferență de țigan și de, între român și țigan, să ajungă și la un birou, să ajungă și undeva mai departe, să-i poată să capite și un serviciu frumos, să nu se facă ură că e țigan. Asta le-aș dori.